La doar 19 ani, Arthur Allam a simțit că Dumnezeu îl cheamă să servească în China. Aceasta se întâmpla la doar un an după ce s-a alăturat Bisericii Adventiste. Chiar dacă relația sa cu Isus era încă nouă și în creștere, pentru el chemarea de a merge în China a fost la fel de clară ca și chemarea de a respecta sabatul. A decis să urmeze cursurile Colegiului Avondale pentru a se pregăti pentru viața de servire misionară. Acolo, Arthur a luat legătura cu doi oameni care aveau să fie importanți în viața lui. Prima a fost o tânără pe nume Eva. Ea a devenit soția lui și viitorul partener misionar. A doua persoană a fost doctorul Harry Miller, un misionar adventist în China. Dr. Miller i-a scris lui Arthur și i-a descris lucrarea de acolo. El l-a încurajat să vină să lucreze ca misionar. Pentru a strânge banii de călătorie, Arthur a vândut literatură în Noua Zeelandă imediat ce anul de colegiu s-a încheiat. Arthur și Eva s-au căsătorit cu doar o lună înainte de a pleca spre China, în 1906. Prima misiune a cuplului a fost să lucreze în clinica de sănătate și tipografia conduse de Dr. Miller. Soții Allam au început imediat să se îmbrace ca noii lor vecini și să învețe limba mandarină. Au constatat că noua limbă era greu de învățat, dar erau hotărâți pentru că știau că acest lucru era foarte important pentru misiunea lor. Au învățat zi de zi până când au ajuns să vorbească fluent limba mandarină. Arthur chiar a devenit traducător. Învățarea unei noi limbi a fost doar prima provocare pentru acest cuplu misionar. A doua a fost malaria. Amândoi s-au îmbolnăvit pe rând, iar Arthur a avut malarie de 3 ori. Totuși, ei erau devotați servirii oamenilor, mai ales prin publicații și educație. În august 1911, Arthur a raportat că în anul anterior, misiunea din China Centrală de Nord avea 64 de membri. Acest număr crescuse de atunci la peste 100 și creștea în continuare. Arthur a spus, într-o lucrare ca aceasta nu există loc pentru descurajare. Arthur și Eva au avut 3 băieți în timp ce serveau în China. Eva a avut grijă de familie și de oamenii pe care îi abordau. Ea preda la școala de sabat, conducea societatea tinerilor și ținea studii biblice cu femeile de 2 ori pe săptămână. Timp de 17 ani, familia lor a servit poporul chinez. În fiecare zi încercau să prezinte iubirea lui Isus măcar unei persoane. Când Arthur a prezentat raportul către Conferința Generală despre lucrarea din China, el a subliniat nevoia continuă de misionari care să ajungă la cei care nu-L cunoșteau pe Isus. El a spus, dorim puterea de a ne adresa mulțimilor din China, așa cum nimeni nu s-a mai adresat lor în trecut. Dorim un nou botez cu Duhul Sfânt pentru servire. Astăzi, darurile misionare echipează și trimit misionari în toată lumea. Sprijinul vostru ajută Biserica Adventistă să răspundă la marea însărcinare. Prin darurile misionare, misionarii au ocazia de a prezenta iubirea lui Isus până la marginile pământului. Lipește-mi, Doamne, sufletul de Tine.
greu. Ridică-mă din valea de suspine și ascunde-mă cu tine-n Dumnezeu. Lipește-mi, Doamne, dragi prieteni, bun găsit la emisiunea În Esență. Cu această ocazie vom continua studiul făgăduințelor lui Dumnezeu în contextul legământului. Și tema de astăzi este un legământ veșnic, pregătit de Dumnezeu pentru poporul său. Invitații noștri pentru ziua de astăzi sunt Anatolie Tanase, pastor și doctor în teologie. Anatolie, vă zic bun venit! Mulțumesc pentru invitație! De asemenea, directorul radioului Vocea Speranței Moldova, Sergiu Miron. Sergiu, bun venit! Mulțumesc de invitație! Vă mulțumesc pentru răspunsul pozitiv la invitația noastră și ne bucurăm să avem ocazia să fim împreună părtași la o dezbatere a unui studiu nou și foarte, foarte profund și actual. Mai întâi aș dori să înălțăm o rugăciune și rog ca pastorul Anatolie să se roage împreună cu noi pentru studiu, dar și pentru spectatorii noștri care urmăresc emisiunea. Cu mare plăcere! Dumnezeul cerului și al pământului, în numele Domnului Iisus Hristos, în clipele acestea te rugăm ca să binecuvântezi acest studiu, cuvântul tău și pe toți cei care sunt acum alături de noi. Ajută-ne ca să te înțelegem mai bine. Da. Și pentru ca Duhul Tău Sfânt să ne inspire și fiecărul dintre noi să ne vorbește de pe paginile Sfintelor Scripturi, căci te-am rugat în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Amin. Prieteni, deja am ajuns la patra dezbatere și se pare că următoarea este mai interesantă și mai profundă ca cea precedentă. Și după cum am menționat, studiul de astăzi poartă titlul Un legământ veșnic. Avem și un text de bază în acest studiu. Rog, dacă sunteți pregătiți să citiți textul 7 din capitolul 17, Cartea Genezei, și puțin vom zăbovi asupra acestui mesaj. Vă rog. Voi pune legământul meu între mine și tine și sămânța ta după tine din neam în neam. Acesta va fi un legământ veșnic, în puterea căruia eu voi fi Dumnezeu tău și al seminței tale după tine. Vă mulțumesc! Care expresie vi se par cele foarte importante din acest text? Unele le-am discutat și mai devreme. Voi pune legământul meu, Dumnezeu este inițiatorul legământului. Dar în afară de aceasta, care expresie vi se par foarte importante și de ce? Care este conținutul sau sensul lor? Vă rog! Evident, este legământul meu care va fi pus, făcut între mine și tine, între seminția ta, dar există legământul sau termenul pe care este evidențiat, legământul veșnic. Ce este cu el? Și interesant că, de fapt, Dumnezeu îl prezintă sau îl recomandă, el îl numește că este legământ veșnic, nu îl numește că oamenii. Ci Dumnezeu intervine în textul acesta într-o vorbire directă și dacă vorbește Dumnezeu direct este important și îl intitulează, îl declară, îi dă statut, legământ veșnic. Mulțumesc! Da, eu aș vrea să menționez aici sintagma, poate nu e atât de principală ca lecțiunea de astăzi, care se bazează mai mult pe ideea unui legământ veșnic, dar poate pe plan secund este sintagma eu voi fi Dumnezeul tău. De ce? Pentru că dacă analizăm contextul, Avram era o persoană
venită într-un ținut foarte străin, păgân, necunoscut pentru el, a plecat din patria lui, o persoană înstărită care avea de toate în viața lui, dar care era tare încurcat în zeități și în ceea ce privește viața spirituală. Și vine un Dumnezeu, vine cineva și spune: eu voi fi Dumnezeul tău. Vine la tine când tu ești încurcat în zeități și în religie, ai o confuzie, un sincretism religios în mintea ta și nu știi care Dumnezeu e bun și rău, care e adevărat, care nu, pentru că trăia într-o lume păgână, politeistă. Și Dumnezeu vine: eu voi fi Dumnezeul tău. Interesant. Da, cine ești tu? Tu ce poți face? Și atât aici, Dumnezeu vrea să facă un legământ cu el. Și ce se întâmplă mai departe este destul de interesant. Mulțumesc, Sergiu. În realitate, nevoia aceasta după a umplea golul din suflet despre care spune Augustin: Doamne, ai creat cu un gol pentru tine pe care doar tu poți să-l umpli. E trăită de toată lumea, probabil că. Însă aici se vorbește în mod special despre trăirea lui Avram în contextul celor prezentate parțial de către tine acum. Eu aș reveni puțin din nou la ideea un legământ veșnic. De ce Dumnezeu îl numește veșnic? El a existat mai devreme, a avut o intenție Dumnezeu cu omenirea, apoi ajungând la cu Avram, a vorbit despre Moise data trecută, ori are consecințe veșnice? Ce puteți spune la acest subiect? Eu cred că legământul veșnic este strâns legat sau direct legat de Dumnezeu. Pentru că ar trebui să observăm în original cum se prezintă Dumnezeu, pentru că este foarte interesant. Eu sunt Domnul, și când se descoperă Lui. Eu sunt Domnul, Dumnezeul, eu sunt Domnul, eu sunt. Numele Lui Dumnezeu, de fapt, cine este El, sau se recomandă pe sine lui Avram, în original, da, noi cunoaștem Iahve sau Jehova, ce a fost mai devreme, dar în original, de fiecare dată când este prezentată această tetragramă a lui Iahve, ea are diferite, nu că e diferite formă, dar puține mai schimbată. Deci este Haia. Și dacă se traduce cuvântul acesta, cum se prezintă Dumnezeu, este veșnic. Sunt, lui Moise se descoperă, eu sunt cel ce sunt. Deci cel care există și există în trecut, prezent și viitor. Și dacă să citești în limbajul și mentalitatea aceea, interesant, eu veșnicul al tău sunt. Sau eu susținătorul vieții al tău sunt. El, Dumnezeu, este veșnic și ceea ce oferă El e veșnicie. E din veșnicie. Probabil că ar trebui să înțelegem că legământul veșnic este din trecut în prezent, pentru că acum se vorbește, îi vorbește lui Avram, și pentru viitor. Transcende timpul, așa cum transcendent este și Dumnezeu. Vă mulțumesc. Când vorbiți despre, ați vorbit despre adresarea lui Dumnezeu către Moise, eu sunt cel ce sunt. Mă gândeam în realitate la faptul că Dumnezeu vine din veșnicii. Și interesant e, înainte de întemeierea lumii, El deja a avut un plan referitor la legământul cu omenirea decăzută. Ținând cont de contextul în care apare legământul cu noi, apoi legământul cu Avram, apoi cele ce urmează și vom discuta cu ocaziile anterioare. Ați început să vorbiți puțin despre numele lui Dumnezeu. Imediat vom reveni la numele lui Dumnezeu concret în această situație legat de legământul cu Avram. Dar despre ce vorbește aceste nume al lui Dumnezeu? Cunoașteți și alte nume al lui Dumnezeu în afară de Iahve? De ce Vechiul Testament, ori Biblia, îl prezintă pe Dumnezeu sub diferite nume? Dacă îmi permiteți, vă rog. Până să răspund, aș vrea să adaug la ceea ce a spus Anatolie și dumneavoastră, Andrei, referitor la legământul veșnic. Foarte frumos autorul în lecțiune face o ilustrație cu copilul, cu părintele care este bolnav, și apoi spune că lumea în acel moment când îl chema pe Avram Dumnezeu, lumea în acel moment, Dumnezeu stătea la căpătâiul unei lumi bolnave de păcat, citez, când întunericul moral începea să se adâncească în vreacurile de după potop. Deci starea lumii de atunci când a fost chemat Avram era pe marginea prăpastiei și lumea pur și simplu, pământul devenea întuneric din punct de vedere moral și spiritual, pentru că
Și apropo, legământ veșnic. Făcuse cu Adam și Eva legământ, Adam și Eva nu mai erau. Făcuse cu Noe legământ, Noe nu mai este. Și iarăși lumea încet, încet aluneca spre un întuneric spiritual total. Degratează. Asta înseamnă că omenirea pur și simplu nu mai știa pe Dumnezeu. Care este adevăratul Dumnezeu? Și în întunericul acesta spiritual care tot cuprindea încet, încet omenirea, Dumnezeu intervine, El intervine ca să salveze omenirea. Altfel noi ne pierdem. În general, dacă Dumnezeu nu intervine, omenirea încet, încet oricum se pierde. Pentru păcatul, știți ca teoria aceea a treia lege a termodinamicii, da? Care spune că noi încet, încet degradăm. Degradăm până la dispariție, da? Și noi, oamenii și natura, asta e legea păcatului. La fel și pe plan moral și spiritual. Noi atât de tare eram degradați, încât, gata, Dumnezeu era uitat. Și El intervine, îl cheamă pe Avram și spune, uite Avram, închei un legământ cu tine, uite cine sunt eu. Avram, care trăia într-un păgânism, încurcat, cum am spus, în zeități, vine Dumnezeu și spune, da, bun, dar cine ești tu? Eu sunt Iahve, Hayah, dar ce e asta? Eu sunt sursa vieții. Eu sunt, eu am fost, sunt și voi fi. Și pentru Avram asta era ceva incredibil, pentru că celelalte zeități erau niște zeități plăsmuite de mintea omenească, muritoare, neputincioasă, unele mai puternice, alții zei mai slabi. Și Dumnezeu îți vine și spune, uite, eu sunt Iahve, eu sunt sursa vieții, eu sunt El Shaddai, eu sunt atotputernic, eu sunt și de multe numi. Și Avram se uită și spune că da, uite, tu ești cel mai bun zeu, știi? Chiar ești așa? Pentru că știți, Dumnezeu vrea să încheie un legământ cu Avram. Și imaginați-vă că vine cineva necunoscut și spune, hai să încheiem un legământ. Pun, dar cine ești tu? Eu vreau să te cunosc. Pentru că atunci când încheie un legământ, legământul se încheie pe încredere, pe cunoștințe. Nu poți să încheie legământ cu fiecare. Și Avram îi se descoperă un Dumnezeu nou lui Avram. Și el, bine, vreau să te cunosc. Și Dumnezeu îi spune, uite, eu sunt așa, sunt așa, sunt așa. Și vei vedea că, uite, eu sunt într-adevăr așa. Și Avram spune că, interesant. Și Dumnezeu îi spune că încheiem legământ și tu vei stăpâni țara aceasta, vei avea seminții, voi înmulți seminția ta. Contextul care? El avea 99 de ani, era bătrân, fără copii, Sara era bătrână, era într-o țară străină. Dumnezeu spune că tu vei cuceri pământurile. Dar cu ce? Eu n-am nimic. Copiii n-am. Știți că în antichitate, ca să fii puternic, ca să fii trib puternic, trebuia să ai mulți copii, trebuia să ai mulți robi, ca să poți să te lupți cu alte triburi. Dar Avram n-avea nimic. Și Dumnezeu spune că eu am să-ți dau și copii, și pământuri, și tot. Și pentru Avram e ceva nou lucrul ăsta. Și începi să-i promită, uite cine sunt eu și uite ce-ți promit eu. Că, și aici închei, ca să nu iau prea mult timp. Îmi spunea ieri cineva, un funcționar public de rang înalt, când se discuta reforma descentralizării în Republica Moldova, adică să nu mai fie raioane, știți cum există în Moldova, să optimizeze numărul de raioane, funcționari publici, că avem mulți. Spune, bine, te duci la un primar și îi spui, gata, primăria se închide. Primarul celălalt ce o să spună ți? Dar eu nu vreau ca ea să se închidă. Eu pierd locul de muncă. Spune, nu trebuie să te duci cu abordarea asta. Trebuie să-i spui așa, tu te unești cu altă primărie. Și tu vei avea încă câteva funcții, vei avea salariu mai mare. Oi, așa sunt de acord să închizi primăria. Adică tu când te duci să încheie un legământ cu cineva, trebuie să-i promiți ceva. Trebuie să-l cucerești. Și dacă l-ai cucerit, el e gata să încheie legământ cu tine. La fel Dumnezeu face. El îi promite lui Avram, face multe promisiuni. Și Avram spune, interesant, eu sunt gata să încheie legământ cu tine. Mulțumesc, Sergiu, îmi pare bine că Dumnezeu vine cu inițiativa și vine cu autorevelația sau revelația despre sine și în același timp promite, dar promite altfel decât îți promite lumea aceasta, da? Promisiunile lui Dumnezeu da, sunt mult mai frumoase. Da, evident. Este o comparație foarte bună. Ați vrut să adăugați ceva, domn pastor? Vedeți ce s-a amintit și e foarte frumos. Dumnezeu s-a recomandat în moment ce și-a descoperit numele Său. Ce semnifică numele Lui? Eu sunt Cel ce sunt. Adică ce înseamnă sunt? Unde nu te-ai uita? Ce n-ai vedea? Eu sunt Cel care dau viața? Eu sunt Creatorul, practic. Mai târziu vom descoperi și numele Lui, pentru că vedeți că numele în vechime nu erau pașapoarte.
nu erau buletine sau, eu știu, o bază de date unde cineva putea să aibă acces și să se documenteze, ci numele era recomandarea. Te reprezenta într-un fel. Exact. Și acum Dumnezeu, când se descoperă, pentru că asta este actul revelației lui Dumnezeu și adevărul este mult mai adânc, Dumnezeul veșnic, adevărat, cel ce a creat, cel susținătorul vieții, El vine, El primul pas îl face către Avraam și se descoperă pe sine și spune primul nume pe care El se recomandă pe sine, eu sunt cel ce sunt veșnicul, sunt susținătorul vieții. Următorul pas în experiența cu Avraam, că noi trebuie să înțelegem că între capitolul 12 și capitolul 17, pe care noi îl vom discuta, bănuiesc, mai târziu, sunt ani. Foarte corect. Sunt ani, da, e perioadă de timp. Noi Biblia o citim și întoarcem o coală de hârtie și... câteva minute și am trecut prin toată istoria. Da, exact, dar acolo este istoria. Și ar trebui să înțelegem că Dumnezeu, în numele Său, se descoperă la fiecare fază a vieții lui Avraam și cu o semnificație mult mai adânc pe care ne-ar sugera și nouă, că astăzi Dumnezeu nu s-a schimbat, este același. Dacă lui Avraam i s-a descoperit, El și astăzi este gata să descopere. Știi, eu sunt viață, eu sunt veșnic, ai probleme, ai un stres de diverse situații și provocări, eu sunt Hayah, deci eu sunt Yahweh. Vă mulțumesc frumos. Aș vrea să ne ajutați să înțelegem. Sunt evenimente foarte importante petrecute în relație cu o persoană și această persoană este Avraam. Da. De ce Dumnezeu alege anume pe Avraam? Avraam este deosebit de toți ceilalți? Ori pentru că Avraam l-a ales pe Dumnezeu? Ori care e răspunsul la această întrebare? Au fost mulți. De ce anume el? Cum credeți? Eu cred că mi-aduc aminte pasajul când El a spus despre Avraam. Eu știu că El va porunci copiilor Săi să asculte. Eu cred că asta au fost. Pentru că Dumnezeu știe natura fiecăruia dintre noi. E mai târziu în experiență. Da. Știi ce îi faci tu mâine și pui mâine și ce vor face copiii tăi. Dar pentru că legământul era veșnic, Dumnezeu avea nevoie de cineva care să transmită cu credincioșie. Deci Dumnezeu nu caută la fața omului. Evident, dar trebuie să nu înțelegem. Caută, da. Dar trebuie să înțelegem o predestinație sau dubla predestinație, adică da. Dumnezeu știa ce va face. Dumnezeu știe, dar nu influențează alegerea. De ce Dumnezeu a ales pe unul sau pe altul și de ce pe Avraam? Da. De ce se întâmplă această elecție? Sunt două lucruri pe care trebuie să le înțelegem. În primul rând, Dumnezeu era motivat să-L aleagă pe El. Al doilea, cel mai important, chiar dacă noi nu știm motivația, Dumnezeu este suveran să aleagă. El a ales. Și atât. Și aici n-ai cum să pui întrebări, pentru că dacă Dumnezeu ar veni chiar acum să-ți lămurească, cu mintea noastră nu va. N-am fi înțeles. N-am fi putut să înțelegem. Doar mai târziu înțelegem cât de frumos este ne prin faptul că și Avraam a avut și el creșteri, piedicile sale. Dumnezeu l-a ales pentru ca să îndeplinească o lucrare deosebită. Evident, noi înțelegem funcționalitatea, da? Pentru ca să îndeplinească o lucrare deosebită, ca să prin el să dea descoperirea lui Dumnezeu, de aceea și se descopere lui. Eu sunt Yahweh. Vă mulțumesc frumos, pastor Anatolie. În realitate ați menționat foarte bine Dumnezeu în atotștiința sa. Probabil că a văzut dorința aceasta, dorul și tendința lui Avraam ca să-l cunoască pe cel adevărat, să-l descopere, să aibă siguranță în el și Dumnezeu vine aici. E un mesaj al speranței pentru toți căutătorii de Dumnezeu, toți căutătorii unui viitor asigurat cumva în brațele celui atotputernic. Aș vrea să facem un pas înainte în studiul nostru. Am vorbit despre Dumnezeul Yahweh, Jehova. Da. Da. Interesant că în capitolul 17, cum ați spus, la o altă etapă a vieții lui Avraam, Dumnezeu descoperă printr-un alt nume și aș vrea să citim acest text, deci Geneza 17:1. Când a fost Avraam în vârstă de 99 de ani, Domnul i s-a arătat și a zis: Eu sunt Dumnezeul cel atotputernic,
umblă înaintea mea și fii fără prihană. Dacă ați putea să ne povestiți puțin, să ne explicați prin ce situație trece Avraam, probabil că deja a fost o aluzie făcută la această criză în viața lui, dezamăgiri, și de ce Dumnezeu se descoperă anume în felul acesta? Poftim! Nu întâmplător în Sfintele Scripturii, mai ales în Geneza. Geneza, cartea Geneza este foarte laconică scrisă, însă în istoria lui Avraam este mult mai multe detalii. Și detaliile, fiecare detaliu este foarte important. Un detaliu care l-ați menționat chiar acum în Sfintele Scripturi, 99 de ani. Ce speranță de viață are? Uh-huh. 99 de ani. Evident că atunci trăiau poate mai mult, speranța de viață era mai mare, dar el însă și pune obiectivul în fața lui Dumnezeu, obiectează. Pot eu să am seminții, pot să nasc eu, da, eu și soția mea? Uh-huh. Și iată, în clipa aceasta Dumnezeu se descoperă pe sine cu un alt nume. Îl învață pe Avraam altceva. Eu sunt, în original spune el, Atotputernicul, El Shaddai. Formularea aceasta de El, evident că este prescurtatul de la Elohim. Unde e folosit această pentru prima dată? În creațiune, imediat. La început Dumnezeu a creat Bereșit bara Elohim. Adică Elohim, cel atotputernic, dar și stăpânitor, exact, care creează. Uh-huh. Aici este problema. Aici este mesajul pe care Dumnezeu vrea să-l transmită lui Avraam. Zice, eu, dacă am creat cerul, pământul, marea și tot ce vezi tu, crezi că nu rezolv altfel problema și problema ta? Și Avraam, am 99 de ani. E o criză, vrei, nu vrei. A trecut timp, a trecut ani. Și se părea că, parcă nu se, dar în descoperirea pe care o face Dumnezeu, eu sunt El Shaddai. Anterior, Dumnezeu i-a zis, eu sunt răsplata mare a ta. Țin minte, cu războiul și el este câștigător, eu sunt răsplata ta. Să te gândești atunci când ai dat și ai oferit, ai sărăcit. Nu, 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 eu sunt răsplata ta. Și în cazul acesta eu sunt Atotputernicul. De fiecare dată când Dumnezeu se descoperă, își descoperă numele, se recomandă pe sine, îl învață pe Avraam ceva despre el, despre Dumnezeu. Ce îl învață acum? Care este mesajul? Că Dumnezeu va împlini tot ce a făgăduit, că va realiza absolut totul pe ce se întemeia Avraam și nu este zădarnică credința lui. Și în cazul acesta, credința aceasta îl face pe el, îl declară neprihănit. Mulțumesc! La 99 da. De ani să ai copii. E incredibil, Doamne, nu ai să ai. Nu cred. Pavel vorbește despre un trup mort care nu mai este capabil, practic nu mai este. Da, și El Shaddai, deja autorul doar menționează că Avraam era venea din, era semit. Avraam era semit pentru pentru semiți. Elohim, Elohim ăsta, El ăsta era foarte cunoscut pentru că așa îl numeau ei pe Dumnezeu, semiții. Și Shaddai e atotputernic. Și într-adevăr, cum a spus și Anatolie, îi transmite următorul mesaj, tu ai să ai Avraam era într-o situație disperată. Dar ați putea pentru spectatorii noștri să îi explicați puțin, succint, deci care era problema aceea mare? Ce însemna să nu ai copii pentru timpul lui Avraam, chiar dacă introducerea aceasta ați făcut? Și ei, practic, de la întâlnirea cu Dumnezeu, ce vârstă să fie avut Avraam, ce obții în Biblia, nu spune despre aceasta, dar au trecut ani de zile și el tot speră, așteaptă, cel mai mare vis. Probabil că soția zice, lasă-mă cu credința ta, cu... probabil că n-am întâlnit undeva să se întâmple aceasta, dar cred că au pierdut speranța că se va întâmpla o minune. Poftim. Eu i-am spus cuiva drag odată care nu avea copii. Da. I-am spus, tu ce, vrei să mori mort? Gândești, vrei să mori mort? Adică în sens că dacă mori și nu ieși, nu ai copii, nu ai măcar băieți care să-ți ducă numele mai departe, ai murit mort. Cam dur dacă nu ține de el așa. Așa se credea în trecut. Acum dacă ai doar fete, e ok, nu e o problemă. Dar în trecut era conta foarte mult să nu mori mort. Apoi conta, cum am spus, că tu dacă aveai băieți, aveai urmași, numele tău mergea mai departe, familia creștea, dacă tu aveai copii, băieți, fete, gineri,
tu îți formai armată, familia ta era armată, pentru că ei se războiau între familii în trecut, pentru pământuri, pentru turme, pentru... Și tu erai puternic atunci dacă avea, dar vremea nu avea nimic, nu avea copii, el era disperat. Și în situația aceasta disperată, Dumnezeu spune și spune, ok, totul e posibil la mine, absolut totul. Și vreau să vă fac o comparație aici, dacă îmi permiteți, pentru că este un paralelism. Acest titlu, El Shaddai, acest nume, îl găsim și în Geneza 35 cu 1, scrie în lecțiune 43 cu 14, 49 cu 25. Și eu am analizat unul din pasajele acestea, unul este legat de Iacov. Și când anume, e foarte interesant, Iacov când pleacă de la Laban, se întoarce acasă. În ce situație era Iacov atunci? Trebuia să întâlnească cu Esau. Nu vă imaginați ce înseamnă lucrul acesta. El pe Esau l-a furat de titlul de întâi născut, i-a luat totul. Și Esau vroia să-l omoare, pur și simplu. Absolut. Era într-o situație disperată, Iacov ca și Avram. Și Iacov se întoarce acasă și spune, nu știu ce mă așteaptă acolo. E gata cu mine. Și atunci are inspirația aceasta și face următorul lucru când vine Esau. Dar Esau venea cu sabia asupra lui. Și cu toată armata pe care o avea. El ce face? Și ia turmele și le împarte în câteva sute. 200 de oi, de cămile, de nu mai știu numărul. Este darul. Da. Și ia un rob și îl pune și spune, uite, tu mergi cu turma asta înainte. Și pe urmă formează o altă turmă de animale. Și pune un alt rob. Și apoi, iată așa, grupează toată avuția lui, Iacov o grupează, și la urmă vine el cu copiii și cu familia și instruiește pe robi, spune, când vă întâlniți cu Esau, spui că tot ce vezi tu aici e darul pentru tine. Esau vine cu sabie, foc, să-l omoare pe Iacov pentru tot ce i-a făcut. Se întâlnește cu prima turmă și robul ăsta îi spune, asta e a ta, darul de la Iacov. Nu știm, o acceptat sau nu acceptat, Iacov se gândea, posibil să nu accepte. Eu mai pun o turmă, și încă una, și încă una. I-a pus atâtea cadouri încât l-a topit pe Esau. Și știți ce s-a întâmplat? Uh-huh. Și Dumnezeu într-un chip minunat a făcut pe Iacov, l-a inspirat pe Iacov ca să poată împăca cu Esau. I-a dat cadouri, cu alte cuvinte. La fel când face Dumnezeu legământ. Dumnezeu ne promite multe cadouri, foarte multe, ca să ne convingă să intrăm în legământ cu El. El face totul pentru ca omul să intre în legământ. Pur și simplu noi nu conștientizăm lucrul ăsta. Și atât fiind într-o situație disperată, el spune, eu am să-ți fac cadouri. Numai tu crede asta, ascultă-mă, eu am să fac. Mulțumesc frumos. Eu cred că e frumos aici povestit, dar cred că securitatea pe care o avea în vechime, în trecut, Avram, familia Avram, avea mulți robi, multă lume, chiar o armată. Cred eu că aici problema nu a fost numai în securitatea socială sau problema economică. Mai trebuie să înțelegem că și în vechime se considera omul care nu are copil este blestemat. Omul păcătos. Și dați-mi voie să vă prezint acum contrastul foarte interesant în capitolul 17. 99 de ani și încă nu are copil. E binecuvântat sau blestemat? Și Dumnezeu când vine și spune, eu sunt El Shaddai, atotputernic. Uh-huh. Eu îți dau. Tu vei fi. Și mai târziu probabil că vom vorbi despre numele Lui, ce îi schimbă Lui statutul. Tu vei fi. Tatăl a multor neamuri. Tu vei avea urmași. Ce înseamnă asta? Înseamnă că tu nu mai ești păcătos. Asta înseamnă că tu nu mai ești blestemat. Asta înseamnă că tu, și spune în continuare, Avram a crezut și, neavând copil, i s-a socotit aceasta ca neprihănire. Lucrul cel mai mare pe care l-a primit, darul pe care l-a primit Avram, este că e binecuvântat de Dumnezeu, este salvat, este în mâna lui Dumnezeu, este a lui Dumnezeu. Vă mulțumesc frumos. Apropo, două cuvinte. El Shaddai, se descoperă Dumnezeu ca El Shaddai după ce Avram picase testul și s-a dus cu Agar. Nu uitați.
El a încercat deja singur să rezolve problema. Ei au încercat. Ei au încercat, da. Să rezolve singur problema și n-au putut. Ba da, a avut copil, dar și Dumnezeu vine, nu. Deci probabil că aici Avram puțin deviază de la condiția legământului. Însă până în prezent suferim consecințele și vedem că nu este bine atunci când alegem alt cale decât cea propusă de Dumnezeu. Ceea ce mi se pare interesant și foarte important, mi se pare numele ales de către Dumnezeu prin care se descoperă, în cazul de față lui Avram, dar pentru fiecare dintre noi în circumstanțe care ne găsim, poate fi aplicat un alt nume. Dacă pentru prima dată în contextul legământului este folosit numele de Jehova, ori Iahve, atunci, în situația respectivă, Dumnezeu, după ani de zile, vine și îi spune: eu sunt El Shaddai, adică Cel care poate să hrănească, Cel atotputernic, Cel care poate să soluționeze problema ta. Mă întreb dacă ar veni Dumnezeu cu un alt nume, cum scrie și autorul studiului nostru, și s-ar fi numit, de exemplu, Dumnezeu Cel, eu știu, slab, ori Dumnezeu Cel, da, ce ar fi însemnat aceasta? Dar Dumnezeu se prezintă exact în felul de ce are nevoie Avram. De fapt, Dumnezeu întotdeauna așa vine la oamenii care îl caută și vine pentru a aduce nu doar speranță, și el a crezut, ci aduce și o perspectivă, o siguranță, o soluție pentru problema prin care trece. Evident, pentru că Dumnezeu se descoperă în diverse situații și asta o vedem în Sfintele Scripturi. Da. Dacă cineva se teme sau are amenințări politice, eu sunt Sabaot, deci eu sunt oștirilor. Nu trebuie să te temi. Eu sunt comandantul. Dacă are cineva probleme cu sănătatea, eu sunt vindicătorul tău. Și lucrul acesta trebuie să le înțelegem, că Dumnezeu se descoperă și numele. Dacă primul nume despre care am vorbit noi, Iahve, este nu că titlul său, dar poziția sa, existența sa, restul ce este asociat cu El sau cu Elohim, El, prezintă funcționalitatea, potența lui Dumnezeu. Adică El poate să rezolve, El este. Și ar trebui să înțelegem că multe aspecte pe care Dumnezeu le descoperă în cazul acesta. Vă mulțumesc. Dacă am putea face un pas înainte ca să reușim încă câteva aspecte legământul. Să acoperim, vă rog, poate încă o clipă să vorbim la textul 2 din capitolul 17, dar câteva clipe și apoi trecem la întrebarea numelui legământului. Geneza 17 cu 1 și 2. 1 noi deja am citit. Însă în continuare spune: eu sunt El Shaddai, umblă înaintea mea. Da. Fii fără prihană. Voi face legământ între mine și tine și te voi numi, ori te voi înmulți, ne-a spus de mult. Iată, dacă ați dori să ne explicați puțin ce înseamnă această umblare înaintea lui Dumnezeu, a fi fără prihană. Asta cumva contribuie ca Dumnezeu să dea dovadă de har față de el și să încheie legământul cu dânsul, ori nu neapărat, poftim. Da, umblarea ține de o condiție a legământului, pentru că Dumnezeu, ce este legământ? Legământul este o promisiune solemnă între două părți. În cazul dat mai mult, Dumnezeu face legământ, că de Avram mult nu depinde. El mai ieșuiază, deviază. Da, nu depinde. Un legământ, un angajament de a face ceva și Dumnezeu vine și îi promite niște lucruri. Dar îi spune: ok, eu îți promit, dar tu să umbli, adică tu să asculți de mine. Umblarea asta înseamnă ascultare. Ascultă de poruncile mele, de tot ce îți cer eu. Și aceasta presupune umblarea, ascultarea, credincioșii. Da? Sunt câteva faze în legământ. Deci primul este faptul, așa cum se menționează și în lecțiune, este cunoscut sub abordare. Dumnezeu îl abordează pe Avram, îl invită. Da, ieși din neamul tău, din Ur, Haldeea. A doua condiție pe care trebuie să o înțelegem, că Dumnezeu se descoperă pe sine și prezintă condițiile, poruncile dacă vrem. Și în cazul acesta, când vorbim umblă, este porunca lui Dumnezeu. Fă, împlinește condițiile așa cum s-a adus aminte. Și ultima este făgăduința pe care o îndeplinește. Dacă vei face lucrul ăsta, umblă, este invitația. Eu voi face legământ, eu voi împlini acest legământ, voi realiza ceea ce ți-am făgăduit. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc frumos. Textele care urmează, găsim următoarea afirmație, deci: iată legământul meu pe care îl fac cu tine, vei fi tatăl, nu te vei mai numi Avram, ci numele tău va fi Avram.
Da. Iată, aici aș vrea să zăbovim puțin și dacă ați putea să ne ajutați din nou să vedem cât de important era semnificația numelui pentru oamenii din Orientul Apropiat. De ce? Ați început să spuneți puțin mai devreme câteva aspecte, dar dacă ați putea să continuați. Și de ce în anumite situații au fost schimbate numele anumitor oameni? Da, numele în trecut, dar și astăzi dezvăluie aspecte ale identității noastre, în trecut în special, că astăzi noi punem nume așa, abstracte, după cum ne place. Cum sună bine, dacă sună exact, bine. Exact. Dar înainte numele, cum a spus și Anatolie, ca un pașaport. Însă dacă îmi permiți, Sergiu, și astăzi unii aleg, aha, vreau să fie, dacă e băiat, de exemplu, Daniel. Dacă e fetiță, Estera. Adică apelează la... Undeva, caută eroi, dar cu toate acestea avem un aspect, eu cred că, grecesc, abstract, privim numele. Da, revedim. Da. Și numele dezvăluie aspecte din identitatea ta, dezvăluie, cum spune și autorul, natura personală a omului dezvăluia caracterul lui și în dreptul lui Dumnezeu la fel. Numele lui Dumnezeu dezvăluie natura lui, caracterul lui, aspecte și atunci când se dădea un nume în trecut, se dădea în funcție de circumstanțe, în funcție de niște scopuri, de niște obiective pe care le trăia părinții, le trăia copilul. Dar astăzi, cum și la noi, de exemplu la noi, numele de familie e Ciobanu, da? De ce e Ciobanu? Pentru că în trecut îl numeau Ciobanu pentru că el era cioban sau taicăsul era cioban. Cândva. Sau nume de familie Moraru, că tatăl era Morar, așa era în trecut. Și astăzi moștenit toate lucrurile astea. Sau, de exemplu, dumneavoastră, moldoveanu, pentru că sunteți moldovean, sau Tănase, chiar m-am interesat ce înseamnă Tănase, vine de la Atanasie, din grecescul, care are semnificație de nemuritor, da? Așa se dădeau înainte nume, după profesia care o ai, după circumstanțele în care te-ai născut, la fel și în cazul lui Dumnezeu. Dar atunci când îi schimbă numele din Avram în Avram, da, autorul spune că, și probabil și telespectatorii noștri știu că Avram însemna tatăl este înălțat, da. Îi schimbă numele în Avram, care înseamnă tatăl multor neamuri, iar semnificația numelui, sau de ce îi schimbă numele? Pentru că asta înseamnă că el trebuie să-și schimbe modul de viață. Deci schimbarea numelui înseamnă schimbarea de gândire. Schimbarea modului de viață. Mulțumesc, Sergio, mulțumesc frumos. E foarte interesant, chiar numele lui Avram, deci Abram, deci în ebraică, și foarte frumos scris. Abram, ce înseamnă Dumnezeu, tatăl ridicat sau exaltat, înălțat, eu știu așa, mai presus. Și Dumnezeu face jocul de cuvânt, mai bagă o consoană și o vocală, deci un heit, și este Abra. Dacă să-l numim, pentru că e guturală, hate-ul este gutural, Abraham, deci ca până la urmă nici nu se mai aude, Abraham, da? Deci dacă ar fi în felul acesta, dar unii citesc Abraham sau Ibrahim din arabii, ce îl numesc, îi pune hate-ul ăsta și interesant că imediat se schimbă conținutul. Nu este tatăl exaltat, nu este tatăl mai deosebit, dar ești tată sau șef sau tată a neamului, a tribului, al multor, ești tată. Și ce, când se zice în cazul acesta tatăl, se are vedere că din el ies. Deci el este protagonistul acestor copii, care se mulțimii care vor ieși din el. Nu vor fi asimilați de el, nu vor fi înfiați, ci vor fi născuți de el. Da, vreau să adaug, frumos autorul spune aici că Dumnezeu îi schimbă numele lui pentru că asta a fost o modalitate a lui Dumnezeu de a-l ajuta pe Avram să se încreadă în legământ, pentru că el de multe ori pica legământul, el pica și schimba și numele ca să se încreadă în legământ. Și acest lucru a fost făcut unui bărbat în vârstă de 99 de ani, căsătorit cu o femeie în aceeași zonă de vârstă, care fusese stearpă până atunci. Și de fiecare dată când Sara striga pe nume Abraham, el își amintea de legământ, făgăduința. Trebuie să înțelegi că Dumnezeu a schimbat statutul și Sara e tot la fel. Sarai da, da. Sarai este princesă.
Deci, când se strigau unul pe altul, da, dar nu puteau uita acest nu puteau uita legământul. Și își aminteau că noi într-o zi să avem copii. Și eu dispare este hate-ul care tot nu se citește, că e guturală, și rămâne Sara, ce înseamnă femeie nobilă, dar în sensul femeie nobilă, femeie pe atunci nobilă, cea care dă naștere. Absolut. Și Dumnezeu își îndeplinește făgăduința. Interesant e, deci că schimbarea numelui, spun unii cercetători, indică la o schimbare a relației, la o atitudine diferită față de inițiatorul legământului, acelui care a rămas fidel promisiunilor sale, chiar dacă au trecut ani, și pentru noi este o încurajare. Oricare e necazul, suferința, durerea, e un Dumnezeu. Dacă ne încredem în El, El ne face de rușine. Aș dori să atragem atenția puțin, ori să zăbovim puțin asupra legământului, acelor trei faze al legământului care sunt prezentate în cartea Genezei. Dacă ați vrea să te prezentați succint și să prezentați de asemenea și importanța lor în viața noastră, celor care trăim în secolul 21, vă rog. Când se studiază Sfintele Scripturii, mai ales în viața lui Avram, noi observăm viață. Eu repet încă o dată, este viața. Unii se gândesc că legământul lui Dumnezeu, știți, în câteva clipe s-a făcut. Nu, este o viață întreagă. Este o perioadă de timp în care Avraam e pregătit pentru legământ. Atunci când l-a chemat din Ur Haldei, Avraam încă nu era pregătit, dar el trebuia să treacă. Să aibă o școală de pregătire, dacă am putea să numim și așa. Prima fază, noi o întâlnim atunci când Dumnezeu îl abordează, îl cheamă, este în capitolul 12. Corect. Mergi după mine și eu te voi face, îți voi da, ieși din casa, mergi în țara în care îți voi arata și călătorește. Una, un an, doi, trei, șapte, dar cât se poate. Apoi capitolul 15, în care Dumnezeu se descoperă pe sine ca un Dumnezeu care îi oferă lui poruncile, îi dă porunci, îi dă instrucțiuni, îi dă condiții. Se descoperă pe sine și Avraam începe să trăiască după caracterul lui Dumnezeu. El reflectă pe Dumnezeu. De aceea se întâmplă interesante lucruri în viața lui. Dar când se descoperă și el doar a decis să meargă pe calea lui Dumnezeu, mai vin și probleme. Așa este viața. Începe căderile, sunt provocările, sunt testele. Da. Pentru că dacă condițiile trebuie să le îndeplinești. Și ultima fază este în capitolul 17, pe care ne este acum în atenția noastră, unde Dumnezeu îndeplinește, realizează legământul. Și cum realizează? Știți dumneavoastră, jertfele pe care le despică, doar păsările nu le despică, rămân întregi. Pentru că așa este modalitatea de atunci de a face legământ. Și Avraam așteaptă și Dumnezeu nu vine imediat. El adorme, el vede viitorul și apoi Dumnezeu se descoperă în acest viitor, îi spune ce se va întâmpla. Interesant că Dumnezeu nu face legământ fără a descoperi perspectiva. Iată viața și iată moartea. Mulțumesc, pastor Anatolie, și acum dacă perspectiva aceasta va deveni parte integrală a vieții mele sau a noastră, depinde de fidelitatea mea legământului încheiat cu Dumnezeu. Fiindcă timpul nostru deja a expirat, aș vrea să vă rog să răspundeți la o întrebare și să faceți o concluzie la studiul respectiv pentru telespectatorii noștri. Deși ascultarea nu este mijlocul prin care suntem mântuiți, ce importanță îi se acordă ascultării în contextul legământului încheiat cu Avraam din partea lui Dumnezeu? Textul spune: știu care să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului. Geneza 18:19. Știu acest lucru, făcând ce este drept, bine, pentru că astfel Domnul să împlinească față de Avraam făgăduința sa. Poftim. Vreau doar să spun, adică să-l citesc pe autor. Vă rog. El spune: ascultarea era mijlocul prin care Dumnezeu își putea îndeplini promisiunile. Și la mijloc era, miza era extraordinar de mare. Miza era salvarea neamului omenesc. De ce acest legământ are o importanță colosală? Pentru că vă spuneam și discutam la început, omenirea era în întuneric atunci. Și Dumnezeu îl cheamă pe Avraam și îi spune: vreau să intru în legământ cu tine pentru că eu vreau să salvez lumea. Mulțumesc. Vreau să salvez lumea. Te rog tu numai să asculți ce îți spun eu. Și autorul spune: era mijlocul prin care Dumnezeu își putea îndeplini promisiunea legământului față de
Nu Avram scrie aici, față de oameni. Față de oameni. Și încălcarea legământului prin neascultare este lipsă de credincioșie față de o relație stabilită. Când legământul este încălcat, nu se nesocotește condiția dăruirii, ceea ce e împlinirii. Mulțumesc, Sergiu. Gândești la o propoziție, da, pentru o concluzie. Pastor Anatolii, dacă ați putea să ne spuneți prin har ori prin lege, care e prima aici? Avram l-a crezut pe Dumnezeu. Credința. Și s-a nesocotit și s-a socotit ca neprihănire. Dar acum trebuie să înțelegem ce înseamnă a crezut pe Dumnezeu. A crezut înseamnă că a făcut după cum Dumnezeu i-a descoperit și s-a descoperit. Mulțumesc frumos. Și acum concluzia, vă rog. Simplu, Dumnezeu l-a chemat pe Avram într-o relație specială. O relație deosebită. Dar orice relație se construiește doar pe temelia încrederii. Nu poate exista relație dacă nu este la mijloc încredere. Nu poate exista prietenie dacă nu este încredere. Nu poate exista dragoste. Într-o relație specială cu Dumnezeu. Iar această relație trebuia să aibă avea un scop, să descopere lumii planul de mântuire. De aceea, acest legământ era unul foarte crucial. Mulțumesc, Sergiu. Poftim, Natalie. Legământul veșnic este legământul pentru veșnicie și vine din veșnicie, pentru că este de Dumnezeu. Evident că Dumnezeu este garantul acestui legământ. Eu voi face. De ce el se descoperă ca atotputernicul? Dumnezeul El Shaddai, atotputernicul. Cel care va realiza acest legământ. Dar pentru cine? Pentru Avram? Pentru seminția lui? Pentru toată lumea? Pentru mine? Pentru noi astăzi? Și pentru toți cei care vor intra în legământ, exact, cu Dumnezeu, nu? Și este veșnic. Vă mulțumesc, prieteni. Aș dori ca rezultatul acestor studii, dezbateri foarte interesante și profunde, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru rugăciune și pentru telespectatorii noștri, să ne rugăm pentru binecuvântarea lui Dumnezeu asupra spectatorilor noștri. Sergiu, te rog să înalți rugăciune. Tată bun, plecăm capetele și inimile, la fel ca și Avram, când a fost chemat de Dumnezeu să încheie legământ. Avram a căzut la pământ și a tăcut, a vorbit numai Dumnezeu. Te rugăm la fel și noi în viața aceasta, mai mult să tăcem și să ascultăm, să tăcem, dar să ascultăm de tine. Amin. Să te urmăm, să urmăm îndemnurile tale, să ascultăm de șoaptele conștiinței și îndemnurile Duhului Tău cel Sfânt, pentru ca Tu pentru ca legământul veșnic pe care l-ai încheiat cu noi să rămână în vigoare și Tu să-ți îndeplinești toate promisiunile față de noi și față de cei din jur. Îți mulțumim, Iisus, că Tu ai făcut totul pentru noi, iar pe noi ajută-ne să umblăm și să Te urmăm pe Tine. Amin. 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 Dragi prieteni, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Vă încurajăm, continuați să citiți Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, și fie că acest cuvânt să fie o lumină pe calea dumneavoastră, trecând printr-o perioadă mai sumbră pe acest pământ. Fiți binecuvântați!
fața ta cu drag o vom primi. Acasă iar când vom sosi, pe pajiști de lumină, printre stele sus cu tine noi vom fi. Pacea pur va domni, un veșmânt curat vom primi. Cum va fi într-o zi, când fața ta cu drag o vom privi? Acasă iar când vom sosi, pe pajiști de glorioasă când ne vom întâlni, când lacrimi și dureri nu vor mai fi. Vom sta lângă pomul vieții, părinți și copii. Tată, ne este atât de dor de tine. Adam și Eva erau deja alungați din grădina Eden când s-a născut Cain. Trecuseră prin greutăți împreună. Adam muncea din greu pământul pentru a-și asigura cele necesare, iar copiii lui, după ce au crescut destul de mari, îl ajutau la muncă. Cain s-a concentrat pe agricultură, iar Abel s-a apucat de păstorit. Amândoi știau că Dumnezeu a sacrificat primul animal ca să le ierte păcatele și să le acopere rușinea. Atât Cain cât și Abel doreau să se închine lui Dumnezeu. Ambii au adus câte o jertfă din ce au avut mai bun. Abel a adus o jertfă din întâi născuței turmei sale, în timp ce Cain a adus din primele roade ale pământului. Dumnezeu a privit cu plăcere spre jertfa adusă de Abel, dar a respins jertfa lui Cain. Cain s-a enervat, nu față de Dumnezeu și nici măcar față de el însuși, era furios pe Abel, fratele său. Dar Cain a respins în mod clar instrucțiunile lui Dumnezeu despre ceea ce ar fi trebuit să fie o jertfă acceptabilă. Cu smerenie, Cain ar fi trebuit să vorbească cu fratele său pentru a obține un animal de sacrificiu. Nu a vrut. Poate că a crezut că dacă va face tot ce este în putință cu mijloacele sale, va fi suficient. Uneori ne facem propriile reguli atunci când vine vorba de dăruire. Aceasta este o greșeală. Dumnezeu este Dumnezeu, iar noi nu suntem. Instrucțiunile despre ce trebuie să facem cu zecimea și darurile noastre sunt clare și trebuie să le urmăm. Odată respins, Cain nu a acceptat să devină vulnerabil și să vorbească cu Dumnezeu, cu părinții sau chiar cu fratele său. Fără să opună vreo rezistență, resentimentele l-au cuprins pe Cain. Dumnezeu a încercat să-l ajute, dar Cain l-a respins și pe Dumnezeu. Păcatul a pus stăpânire pe inima lui, iar el s-a lăsat pradă furiei și violenței. Cain avea să intre în istorie ca primul criminal. Cain a refuzat să-l pună pe Dumnezeu pe primul loc. Consecințele au fost teribile pentru el și pentru cei din jur.
dragostea lui Dumnezeu ne obligă să punem împărăția sa pe primul loc, iar exemplul lui Cain este un avertisment pentru noi astăzi. Acum, când ne înapoiem zecimea și ne oferim darurile, suntem provocați să-L punem pe Dumnezeu mai întâi. Despre visul împăratului. Text de memorat. Vreau să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Faptele, capitolul 20, versetul 24. Mesaj. Ne închinăm lui Dumnezeu când le spunem altora despre El. Ai visat vreodată? Ți-a făcut plăcere să-ți amintești visul când te-ai trezit? Cu mult timp în urmă, un împărat a avut un vis ciudat. Împăratul Nebucadnețar gemea și se agita în pat. A deschis ochii și s-a uitat în jur. Era încă întuneric. Împăratul s-a gândit la visul ciudat pe care l-avusese. A încercat să adoarmă din nou, dar în zadar. Chemați-i pe înțelepți, le-a strigat el slujitorilor. Repede slujitorii au trezit pe câțiva dintre înțelepți și i-au sorit să se ducă la împărat. Am avut un vis care m-a tulburat. O, împărate, i-au răspuns oamenii, să trăiești veșnic, te rugăm, spune-ne visul, apoi îți vom spune ce înseamnă. Nu, a strigat Nebucadnețar, voi să-mi spuneți visul, apoi să mi-l explicați. Înțelepții s-au uitat unii la alții, nu zâmbeau deloc. Nimeni nu poate face lucru pe care îl cere împăratul. Au șoptit ei. Nebucadnețar s-a înfuriat. Luați-i de aici, luați-i pe toți înțelepții. El, Daniel, unul dintre înțelepți, nu fusese trezit.
El afla ce se întâmplase de la soldații care au venit să-l ia împreună cu ceilalți. Ce l-a supărat pe împărat? A întrebat Daniel. Soldații i-au explicat. Împăratul a avut un vis care l-a chinuit, iar înțelepții nu au știut să îl spună. Vă rog, lăsați-mă să vorbesc cu împăratul. Daniel s-a plecat înaintea împăratului. Vă rog să-mi acordați puțin timp, a cerut el politicos. Vreau să-l rog pe Dumnezeul meu să-mi spună visul și explicația lui. Împăratul Nebucadnețar s-a încruntat, însă a fost de acord. Daniel s-a întors repede la cei trei prieteni ai săi. Împreună s-au rugat pentru ca Dumnezeu să-i descopere lui Daniel secretul. În noaptea aceea, Dumnezeu i-a arătat lui Daniel visul împăratului. Dimineață, Daniel s-a dus la împăratul Nebucadnețar. Poți să-mi spui visul și semnificația lui? A întrebat împăratul. Nu, i-a răspuns Daniel, eu nu pot, însă există un Dumnezeu în cer care poate să explice lucrurile secrete. Iar Daniel i-a spus împăratului ce visase și ce însemna. Acesta este visul meu, a strigat împăratul Nebucadnețar. Acum știu că Dumnezeu este cel mai mare dintre toți, a exclamat el. Nebucadnețar l-a numit pe Daniel prim-ministru. I-a dat autoritate peste toți înțelepții. Daniel a fost bucuros să ajute. Era bucuros că îi ajutase pe ceilalți înțelepți să scape de mânia împăratului. Însă, cel mai mult, Daniel s-a bucurat pentru că împăratul a înțeles că Dumnezeu din cer este singurul și adevăratul Dumnezeu. Vă salut pe toți, frați, surori, și astăzi doresc să împărtășesc împreună cu dumneavoastră câteva meditații, studii spirituale din Sfânta Scriptură. Tema care am ales să medităm împreună cu dumneavoastră se numește Zeciuielile. Vom vorbi despre zecimile și viața creștinului. La început, haideți ca introducere să citim un pasaj din Noul Testament care este scris de Apostol Pavel. Este scris în epistola lui către Timotei. A doua epistolă către Timotei, un text foarte cunoscut, capitolul 3, versetul 16 și 17. Este scris: toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos, ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Eu la aceste cuvinte vreau să spun amin. Asta este adevărul. Deci Pavel, numai ce am citit, a făcut o afirmație foarte importantă. El spune că toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu. Când Pavel a spus despre Scriptura, el a avut în vedere prima parte a Bibliei, care în tradiție creștină se numește Vechiul Testament. Pentru Pavel, atunci când el scria aceste cuvinte, Scripturile erau Vechiul Testament. Și Pavel spune că toată Scriptura este inspirată. Ce intra în toată Scriptura? În tradiția iudaică, Scripturile Vechiul Testament se împărțeau în trei părți. Prima parte se numea Legea lui Moise, Tora. Așa se numește în limba ebraică. A doua parte se numește prorocii. Prorocii mari, prorocii mici. A treia parte se numește scripturile. De exemplu, cartea psalmilor, plângerile lui Ieremia sau cântarea cântărilor.
împreună aceste trei părți fac Sfintele Scripturi. Pavel afirmă, toată Scriptura este inspirată și de folos. Astăzi, în această predică, în acest mesaj și meditație, vreau împreună cu dumneavoastră să încercăm să găsim care este folosul din partea Scripturii, din Tora, legea lui Moise, unde se spune poruncile despre zeciuielile. Care este folosul acestor porunci pentru mine, pentru creștinul care trăiește în veacul 21 după răstignirea lui Hristos? Creștinul care crede în mântuirea sub har. Cum aceste porunci despre zeciuielile poate să fie de folos pentru mine astăzi? Pentru aceasta, la început, vreau să citesc un pasaj din Biblia care este tipărită de ortodox și în această Biblie sunt cărțile necanonice. Și una din cărțile necanonice se numește Tobit. Cartea Tobit. Puteți să întrebați, Alexandru, de ce noi trebuie să citim din cărțile necanonice? Este întrebare corectă și are drept ca să fie pusă. Cartea Tobit și alte cărți necanonice au fost scrise în perioada intertestamentală, între Vechiul și Noul Testament, acele câteva sute de ani când era o tăcere. Și aceste cărți necanonice au o informație suplimentară despre timpul, despre cultura, despre gândire în care era Hristos. Deci Hristos a moștenit de la iudaism acel mod de gândire care s-a format în această perioadă de timp. Și noi vedem în cartea Tobit tradiția și cultura timpului de atunci. Haideți să citim câteva texte. Tobit, capitolul 1, textul 3. Eu voi încerca să citesc mai repede. Eu, Tobit, în toate zilele vieții mele, am umblat pe căile adevărului și ale dreptății și am făcut multe binefaceri fraților mei și poporului meu, care venise împreună cu mine la Ninive, în țara Asiriei. Textul 6. Mă duceam adesea singur la Ierusalim, de sărbători, ca să împlinesc legea ce îndătorează pe tot Israelul. Textul 7. Dădeam preoților, este vorba despre pârgă de roade, iar zeciuială din vin și grâu, din măsline, din rodie și din celelalte roade ale pământului, o dădeam fiilor lui Levi, care slujesc în Ierusalim. Acum fiți atenți la următoare afirmații. A doua zeciuială o vindeam și în fiecare an mă duceam și o cheltuiam la Ierusalim. Următoarea afirmație. Iar a treia zeciuială o dădeam orfanilor, văduvilor și străinilor care locuiesc cu israeliții. Haideți aici să ne oprim. Deci, cartea Tobit reflectă tradiția timpului de atunci. Era așa o tradiție că să fie aduse în fața lui Dumnezeu trei zeciuieli. Prima zeciuială pentru leviți, a doua zeciuială pentru sărbători la Ierusalim, a treia zeciuială pentru văduvi, orfani, străini și tot pentru leviți. Deci cartea Tobit manifestă cum era interpretată Tora în timpul lui Hristos. Era trei tipuri sau trei feluri de zeciuieli. Haideți la rând să luăm fiecare zeciuială. Începem cu zeciuiala care a fost oferită leviților. Cartea Numeri. Deschidem cartea Numeri, capitolul 18. Numeri, capitolul 18, textul 21. Fiilor lui Levi le dau ca moștenire orice zeciuială în Israel, pentru slujba pe care o fac ei, pentru slujba cortului întâlnirii. Leviților
Și Exodul 24, leviților le dau de moștenire zeciuierile pe care le vor aduce copiii lui Israel Domnului prin ridicare, de aceea zic cu privire la ei să nu aibă nicio moștenire în mijlocul copiilor lui Israel. În aceste texte este clar spus că zeciuiala este dată leviților pentru slujbe care o duc în sanctuar. Ce fel de slujbă aduceau leviții? Noi de-a mă cunoaștem cu privire la legile ceremoniale, cu jertfele și așa mai departe, dar leviții mai aveau încă o slujbă. Cum este scris în cartea Maleahi, în buzele leviților este cunoștința. Leviții învățau poporul, în afara slujbei, învățau poporul cunoștința despre legile lui Dumnezeu, despre Dumnezeu. Asta era slujba care ei împlineau. Și pentru această slujbă, Dumnezeu a spus, ei vor lua parte din zecime. De ce anume leviții? Vă aduceți aminte că la început, din start, Dumnezeu a avut un alt plan. Dumnezeu a ales pe întâi născuți, ca întâi născuți din fiecare familie, să fie preotul și în familie și în sanctuar. Pe urmă s-a întâmplat un eveniment neplăcut, Moise s-a ridicat pe munte, s-a dus să primească legile lui Dumnezeu, dar poporul s-a apostaziat de adevăr. Ei s-au închinat vițelului de aur. Dar în afară, dar numai, seminția lui Levi nu s-au întinat la închinarea acestui vițel de aur. Și de aceea această seminție a fost sfințită de Dumnezeu și a primit dreptul sau această fovare să ducă slujba în sanctuar. Și ca plata pentru slujba lor era zeciuială din roada pământului. Bine, noi ne-am clarificat cu prima zeciuială. Prima zeciuială este pentru leviți. Haideți să citim acum alt pasaj din cartea Deuteronom. Nu uitați primul text care am citit noi. În epistola lui Pavel către Timotei descris, toată Scriptura este inspirată și de folos. Noi trebuie să aflăm care este folosul pentru mine, creștinul, care trăiește după răstignirea lui Hristos. Care este folosul în viața spirituală a acestor porunci? Ca să fiu cu totul distonic pentru orice lucrare bună, cum scrie Apostol Pavel. Deschidem cartea Deuteronom. Cartea Deuteronom, capitolul 14. Capitolul 14, de la textul 22 vom citi. Să iei zeciuială din tot ce-ți va aduce sămânță, din ce-ți va aduce ogorul în fiecare an. Să iei această zeciuială și să mănânci înaintea Domnului Dumnezeului tău. O, aici se pare avem o contrazicere. În cartea Numeri, noi am citit că zeciuiala trebuie să fie dată leviților. Dar aici, în acest pasaj, în Deuteronom, este spus că să iei zeciuiala și să mănânci tu singur. Cum de împăcat aceste două lucruri? Zeciuiala trebuie să fie dată leviților sau trebuie să fie mâncată de însuși om? Răspunsul noi putem să găsim numai atunci când ne aducem aminte ce am citit în cartea lui Tobit. În cartea lui Tobit spune că este zeciuiala pentru leviți și este zeciuiala pentru sărbătorile în Ierusalim. Și ce e de făcut cu această zeciuială pentru sărbători? Omul care, sau evreul care se închina la Dumnezeu, în fiecare an la acele sărbători majore, ca Paștele, Cinzecimea, sărbătoarea cortelor sau sărbătoarea ispășirii, când se întâlneau toți împreună, ei făceau mese comune, împreună mâncau, ei sărbătoreau. Și pentru această hrană și aceste întâlniri mese comune se folosea a doua zeciuială. A doua zeciuială pentru binele familiei tale. Iată ce spune Biblia. Dar când citim mai departe, se spune aici în text că dacă ești departe de locul de închinare, această zeciuială poți să schimbi în argint și pe urmă când ajungi la locul de închinare, cu argintul tu poți să cumperi tot ce dorește sufletul.
Și spune mai departe, acolo se cumpere cu argintul acela tot ce vei dori. Boi, oi, vin și băuturi tari. Interesant că cuvântul băuturi tari în limba greacă se spune sichera, în limba ebraică sacar. De la cuvântul sacar a provenit cuvântul zahăr, ceva dulce. Nu este vorba de băuturi tari, alcoolice, cum este tradus aici în traducere. Are o altă semnificație, dar poate cumva cu altă ocazie a să împărtășim și acest gând. Pe noi ne interesează zeciuială. Se spune că să cumperi boi, oi, vin, tot ce îți place, să le mănânci înaintea Domnului Dumnezeul tău și să te bucuri tu și familia ta. Deci a doua zeciuială omul folosea pentru dânsul și pentru familia lui, ca împreună să mănâncă din această zeciuială ca o formă de închinare înaintea lui Dumnezeu. Nu se mănâncă acasă, dar te duci în templu, la locul de închinare și mănânci zeciuiala aceasta împreună cu familia ta. Bine, aceasta este a doua zeciuială, care este a treia zeciuială. Haideți să citim textul care mai departe este scris în Deuteronom, capitolul 14, textul 28 și 29. După 3 ani să-ți scoți toată zeciuiala din venitul tău, din anul al treilea, și să o pui în cetățile tale. Atunci să vină levitul, care n-are nici parte, nici moștenire cu tine, străinul, orfanul și văduva care vor fi în cetățile tale și să mănânce și să se sature, pentru că Domnul Dumnezeu tău să te binecuvinteze în toate lucrările pe care le vei face cu mâinile tale. Haideți să ne oprim aici. A treia zeciuială se aducea după fiecare al treilea an. Ei au avut un ciclu special când se făcea strângerea roadelor și în al treilea an, a treizecială, nu trebuie de dus la templu. Ce spune textul? După 3 ani se scos toată zeciuiala, adică se numere această zeciuială, devenitul tău, s-o pui în cetățile tale. S-o pui în cetățile tale. În traducerea rusească spune să lași la tine acasă. Prima zeciuială tu dai levitului, a doua zeciuială duci în Ierusalim și mănânci tu cu familia ta, a treia zeciuială rămâne la tine acasă și la tine acasă vine levitul, vine orfanul, văduvă, străinul. Și acolo acasă tu deservești pe dânsi din această a treia zeciuială. Deci noi vedem cât de interesant era planul Dumnezeu, ca diferite zeciuieli să fie folosite pentru diferite scopuri. Prima zeciuială să fie folosită pentru leviți, slujba care o duc, a doua zeciuială pentru familia ta la sărbători de închinare la Ierusalim, la locul de închinare. Și a treia zeciuială se folosea pentru văduvă, săracul, orfanul și levitul. Deci levit trebuie să aibă parte la fiecare parte de zeciuială. Ne întoarcem la cuvintele lui apostol Pavel. Pavel a spus următorul lucru. Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, ca să mustre, să îndrepte, ca să trăiești în neprihănire și să fii desăvârșit și destoinic pentru orice lucrare bună. Și eu mă întreb, cum aceste porunci din Scriptură, din legea lui Moise, din Tora, noi astăzi creștini putem să aplicăm în viața noastră ca să fie de folos pentru noi, pentru zidirea noastră, ca noi să fim desăvârșiți și destoinici pentru orice lucru bun. Cum? Haideți să luăm prima. Prima poruncă despre zecime este porunca să dai zecimea leviților. Cine este
leviții la noi astăzi. Noi știm că leviții acum nu există. Templul este distrus. Cum putem să aplicăm această poruncă în timpul de astăzi? În epistola sa, Apostol Pavel către Galateni a spus următorul gând. Galateni, capitolul 6, textul 6. Cine primește învățătura în cuvânt să facă parte din toate bunurile lui și celul ce-l învață. Cel care primește învățătura în cuvânt să se împarte din bunurile lui cu cel care îl învață. Noi vedem aici o paralelă între Noul Testament și Scripturile Vechiului Testament. Cum în Vechiul Testament porunca despre zecimea se spune că se dădea leviților pentru că ei duceau slujba în sanctuar, pentru că ei învățau cunoștința legii. Acum în Noul Testament noi avem pastori, avem misionari, avem slujitorii bisericii și acești slujitori, lucrătorii în câmpul lui Dumnezeu, ei au dreptul să aibă parte la acele bunuri care au membrii lor, ca și ei să fie susținuți pentru lucrare care ei o fac. Deci în Noul Testament leviții devin slujitorii bisericii. Ce privește a doua zecime? Pentru a doua zecime eu vreau să leg un text din cartea Coloseni. Coloseni 2:16. Este scris: nimeni dar să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură, cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de sabat. De ce Pavel spune acest lucru? Foarte simplu. Creștinii, primii creștini, ei continuau să aibă adunări în timpul sărbătorilor, lună nouă și sabatul. Și cum ei petreceau aceste întâlniri? Ei făceau mese comune. Iată de ce sunt legate mâncarea, băutură cu sărbătorile. Că anume la aceste sărbători, frații se întâlneau, mâncau și comunicau. Și erau unii credincioși, nu știu, poate aș fi să numim pe dânsii eretici, oameni eretici care aveau alte concepții și ei judecau, o sândeau pe acești creștini și spuneau: nu trebuie să mâncați, nu trebuie să beți la sărbătorile, trebuie să postiți, trebuie să fiți mai cu asprimi față de trupul vostru ca să deveniți mai desăvârșiți, să fiți mai aproape de Dumnezeu. Și e că a fost această critică. Și Pavel spune: nimeni să nu vă judece. Deci dacă aveți sărbători, mâncați împreună. Ce de frumos dacă noi punem a doua zeciuială pentru aceste întâlniri frumoase împreună cu familie, cu frații din biserică, ca împreună să comunicăm prin mase comune și să ne închinăm în fața lui Dumnezeu. Și a treia poruncă, poruncă despre zeciuiala pentru văduve, orfani și așa mai departe. În epistola lui Pavel către Timotei, capitolul 6, versetul 9, se spune că o văduvă, ca să fie înscrisă în lista văduvilor, trebuie să n-aibă mai puțin de 60 de ani, să nu fie avut decât un singur bărbat și mai departe merge caracteristica acestei văduve. Este întrebare. De ce prima biserică, biserica primară, avea listele cu văduvile? Foarte simplu. În biserică erau fonduri speciale ca să întreține văduve în biserică. Deci noi vedem cum acele trei porunci din Tora, din legea lui Dumnezeu, sunt de folos și în biserica creștină astăzi. Ele sunt tot inspirate de Dumnezeu. Și cum învață rabinii, orice poruncă de la Dumnezeu are o învățătură pentru noi în orice timp. Deci dacă de făcut așa o concluzie, o sumare la ceea ce s-a vorbit, concluzia este simplă. Poruncile din Tora despre zeciuială mă învață pe mine, creștinul, astăzi să nu fiu egoist, să nu mă gândesc numai la folosul meu, ci să am spiritul dărniciei. De aceea, scump ascultător, frate și soră, în numele lui Iisus Hristos, te îndemn pe tine, ca în tine să fie spiritul lui Hristos. Dar spiritul lui Hristos este spiritul dărniciei. Haideți să ne rugăm. Tatăl Ceresc, îți mulțumim pentru această scurtă cercetare. Da, noi putem să găsim mai multe gânduri interesante, dar tu ai descoperit ideea principală.
cum aceste porunci despre zeciuială poate să fie de folos și astăzi în viața creștinului și poate să aducă mare binecuvântări. De aceea cerem, Doamne, în numele Lui Hristos să dai nou Spiritul Lui Hristos, Spiritul de jertfire, ca să jertfim pentru slujirea Evangheliei, pentru familiile noastre când vom închina ție și pentru săraci, văduvi, orfani, ca numele Tău prin această lucrare să fie binecuvântat, ca Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Domnul să vă binecuvinteze. Pace vouă!